Acum, dacă este miercuri, oameni buni, știți că vedetele se întorc acasă pe drumul copilăriei. Astăzi vorbim despre o mare campioană, Corina Ungureanu, cea care a avut parte de o întâlnire plină de emoție cu cea mai bună prietena ei din anii de glorie. Iar când revenim în platou, vă așteaptă o surpriză. Credeți-mă, o să vedeți imediat despre ce este vorba. Corina, îți mulțumim pentru că ne-ai primit astăzi în copilăria ta. În copilăria mea, da, da. Corina Ungureanu, binecunoscută campioană mondială la gimnastică, a locuit până la vârsta de 12 ani în Ploiești. Și chiar dacă nu prea avea vreme să se joace, pentru că era mai tot timpul în sala de gimnastică, își amintește de parcă ar fi fost ieri cum alerga în jurul blocului, cum juca vați ascunsele sau rațele și vânătorii. Abia după 10 ani de când nu a mai trecut pe aici, s-a întors în locul unde și-a petrecut primii ani din viață. Aici ai locuit tu? Da, sus, acolo, la etajul 4. Nu știu cine stă acolo acum. Noi am vândut apartamentul în 2007. Se pare schimbat... Da, păi nu aveam termopare atunci. Da. Parcarea asta, care pe vremea aceea era un teren cu o bară de bătut covoare, unde în momentul în care m-am dus la gimnastică, mi-am dat eu seama că pot să fac paralele și pe bara asta. De-mi rupeam palmele și ajungeam la antrenament cu răni și nu puteam să fac paralele. De aici am plecat la lotul de juniore de la București. După aceea am plecat la Deva și m-am întors la 19 ani și puțin și m-am întors aici. Și dintr-o dată pleci la 12, te întorci la 19, apartamentul mic, când aveam loc. A fost destul de complicat, pentru că pleci din sânul familiei, te devii independent, 7 ani de zile stai, ai locul tău, patul tău, dulapul tău aici, eram cu fratele meu, își băga nasul peste tot că m-am întors, adică mama curioasă despre tot, că m-a văzut la 12, mama au pierdut 7 ani, ea n-a mai fost la curent cu ai prieten, dar cum adică ai prieten la 20 de ani, nu se poate, adică nu e prea devreme. Corina nu a putut să stea departe de gimnastică, chiar dacă au trecut ani buni de când nu mai concurează. Astăzi este antrenor în sala unde a intrat și ea pentru prima dată la vârsta de 7 ani. Acum, la rândul ei, are 7 fetițe pe care le antrenează și pe care speră ca pe viitor să le poată călăuzi pașii pentru a aduce medalii României. Ai avut emoții când ai intrat pentru prima dată în sala asta? Nu. A fost emoția, a fost curiozitatea, dar mi-am intrat repede în ritm. Cum e Corina? Uneori bună, alteori exigentă. Ce înseamnă că e bună? Ce face ea pentru voi? Ne laudă, ne învață. Și cât de exigentă, ce vă zice? Ne mai ceartă. Și blocată. Blocată și brațul sus. Așa ceva. Hai, stai acolo, paterizare, da? A fost mai bine. Hai. La club mi-a plăcut bârna și solul. În schimb, la lot, când am ajuns la lot, lucrurile s-au schimbat puțin. Mi-a plăcut foarte mult paralelul. Și nu mi-a mai plăcut bârna. Pune ronda flic în picioare. Dai paterizare în călcâi, aterizezi. Long. Ce înseamnă aceste fete pentru tine? Sunt totul în momentul de față. Viața personală și cu ele, asta fac. Nu am timp de altceva. O prietenă dragă sufletului Corinei a rămas până în ziua de astăzi Claudia Presecan și ea campioană olimpică la gimnastică cu 10 de medalii aduse României. Claudia locuiește de 10 ani în Anglia, însă acest lucru nu a stat în calea prieteniei celor două. S-au văzut pentru prima dată în 1993, când s-au întâlnit la lotul de juniori la București și de atunci sunt de nedespărțit. Dacă nu vorbim în fiecare zi, cel puțin mesaj sau ne vizităm foarte des, ne cunoaștem. Cred că eu te cunosc cel mai bine pe tine și tu. Nu cred că cineva mă cunoaște mai bine cât mă cunoaște Claudia, cu bune și cu rele. Eram toată ziua împreună, adică dormeam, aveam un singur pat, că la un moment dat în complexul nou care s-a construit la Deva și unde ne-am mutat în 98, că asta 98-99, aveam doar un singur pat mare, eu dormeam la un capăt, tu la celălalt. Ea vorbește și în somn și astăzi. Antrenamentele au fost mereu foarte grele, dar mie cel puțin și probabil și Corinei mi-a plăcut tot timpul să concurez. Ea vrea să se lase la 2 zile. Da, eu eram... Nu mai pot, nu mă duc acasă. Bine, hai că-ți trece. Aici avem în 1997 primite la
Cotroceni, de domnul președinte Emil Constantinescu. Erau momente frumoase, eram primite de președintele statului de fiecare dată după rezultatele mari. Pentru mine cea mai, bineînțeles, e medalia de la Sydney, cea mai de suflet medalia mea. Ținând cont că am venit și după operație de umăr și a fost foarte greu. Când m-am retras, asta spuneam, a fost glezna, a fost spatele, a fost umărul. Da, asta ți-amintești că îți spuneam, cred că ai plecat tu să te operești și mi-ai dat mie durerea. Fel, nu puteam să ridic nici paharul de pe masă, dar eu concuram, mă antrenam. Ei, și aici, asta e prima cupă. În 1992, în Belgia, cupa de la primul meu concurs câștigat la individual compus. Nu câștigasem nimic la individual de aur până la 12 ani, adică aveam câteva concursuri bune în spate, dar nu reușeam să intru, rar și pe podium. Și a fost, cred că m-am spart gheața aici cumva. Cum era cu domnul Belu și cu doamna Bitang ca antrenori? Că s-au spus multe așa pe parcursul anilor. Ce s-au spus de-a lungul anului? Că sunt niște oameni care și-au dorit performanță. Și domnul Belu a spus de atâtea ori că cu petale de trandafir n-ai cum. Asta e prima poză de grup când am ajuns eu la Deva, 96. Aici spuneam că am prins-o pe Lavinia Miloșovici. După aceea a plecat la niște turnee demonstrative și am rămas cu restul echipei, Claudia aici în colț. Erați adolescente și voi și în perioada aia vă plăcea de vreun băiat. Păi să zic și noi ochii pe cât un gimnast de pe la lotul, dar nu vorbeam, n-aveam, nici nu erau celularele, au apărut târziu, dar nu s-a pus problema. Nu se pupă viața personală cu gimnastica. Lozan, 97, Claudia aici, eu în spate. Mă ridicam pe vârf să mă văd și eu în poză, pe podium, când eram așa de înaltă. Ce medalii avem acolo? Cele două de la campionatele mondiale, Lausanne și Tianjin. Sunt două de la campionatele europene, campionatul european, din Sankt Petersburg. Cele din față sunt și cele mai importante. Pentru mine, ca și rezultat care pe mine m-a impresionat cel mai mult sau m-a surprins cel mai mult, este medalia de aur de la campionatul european de la sol. Ce a însemnat gimnastica pentru voi și încă înseamnă? Pentru mine încă ăsta mi-este jobul, antrenez. Asta fac, o fac cu drag, iubesc ceea ce fac, sunt nerăbdătoare în fiecare zi să mă duc la serviciu. Eu cred că sunt o norocoasă că pot să fac ceea ce îmi place. Ei bine, oameni buni, vă spuneam că vă așteaptă o surpriză. Ei bine, vine în platou una dintre protagonistele acestui material, multipla campioană la gimnastică, nimeni alta decât Claudia Presecan, și nu vine singură! No. Bună! Te rog frumos, haideți să luați... Nicolas? Lasă-l pe el unde vrea el, te rog eu mult de tot. Salut, Nicolas, salut, poți să o dărâm? Că oricum vreau să o schimbăm. De mai tare așa, da. Hai să nu mă lovească, okay. Nicio problemă, lasă copiii. Eu am citit cărți pentru copii, lasă-i pe copii să fie liberi, să facă ce vor. Nicolas, simte-te ca la tine acasă, te rog mult de tot. Da, perfect, gata. Tac, am revenit. Claudia, felicitări! Exact cum spuneam ceva mai devreme, campioana la gimnastică a României și multiplă campioană, nu? Ca să fiu... corect, olimpică. Da. La Sydney în, da. 2000. În 2000, foarte tare. Și mă bucur că ești aici pe canapeaua noastră unde au mai venit campioni. Și acum știi cum e, campioana pe care o vedem acolo în imagini, care a luat medalii de aur, acum este în postura de mamă. Mamă, da. De doi băieți? Da, Alexander. Alexander care are... Câți ani ai, Alexander? Șase ani. Nicolas care... Nicolas, lasă-l pe Nicolas, are cu ușa acolo ceva. Nicolas are 5. 5 ani, dar voi locuiți în Anglia, nu? Da, noi locuim într-un orășel, se cheamă Woking, la periferia Londrei. Superb. Cu soțul meu, Julian. Și copiii merg la școală, Alexander? Da. Unde mergi la școală? ISL. O școală internațională care e lângă noi. Și la birou, la școală. Deci tu acum, în Anglia, ce înseamnă la birou? Lucrez la McLaren, în departamentul de finanțe, part-time, de la 9 la 3, 5 zile pe săptămână. Adică mie nu vine să cred, tu campioana olimpică la gimnastica României, acum lucrează într-un departament de finanțe? Da, mi s-a oferit posibilitatea și am decis... Practic e o altă viață, un alt drum, nu? Da. Și cum e? Mai greu la gimnastică sau mai greu la finanțe? La gimnastică.
La gimnastică? Nu cred că e nimic mai greu decât gimnastica. La gimnastică a fost mult mai greu. A fost pentru că așa a fost sportul și când faci un sport de performanță trebuie să depui foarte mult efort și foarte multă muncă și trebuie să fii foarte ambițios ca să... Da, colegii tăi, normal, de la finanțe de acolo, din Anglia, știu că tu ești campioana olimpică a României la gimnastică? Unii da, unii nu. Unii nu știu? Nu. Nu pot să cred. Nu, de obicei nu... fac reclamă. Da, vreau să te întreb, cei care știu, nu te pun acolo să le arăți vreo figură. Hai mă, Claudia, te rog frumos, arată-ne un pic. Au mai încercat, dar încercat, am zis că nu sunt beată și nu am niciun motiv să zic că am luat-o razna. Ești oricum senzațională faptul că, iată, campioana României, oameni buni la gimnastică, și-a început o altă viață în Anglia, cu totul și cu totul în alt domeniu.